când ultima dată v-ați trezit dimineața cu durere de cap la băutură? Nu. Hai noroc, prieteni, bun găsit la emisiunea Lumina. Eu mă numesc Andrei Bolocan și vreau să vă invit să continuăm să-i auzim pe cei care vor să aibă un fotoliu de deputat pentru următorii 4 ani. Am discutat anterior cu Alexandru Slusar de la platforma DA și astăzi vă invit să aflăm secrete și adevăruri din gura domnului Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate. Haideți să-l salutăm, să ne asigurăm că ne aude, ne vede. Bună seara! Corect, formal și logic e să spun că dumneavoastră sunteți președintele Partidului Acțiune și Solidaritate? Da, eu sunt președinte, la moment sunt președintele Partidului Acțiune și Solidaritate până la congresul care va avea loc după alegeri. Ok. Probabil prin toamnă. Și dacă e să ascultăm discursurile Partidului Acțiune și Solidaritate, mai ales discursul de lansare sau mesajele membrilor PAS care pleacă în teritoriu, cine de facto este liderul partidului? Igor Grosu sau Maia Sandu? Nu, eu sunt, pentru că doamna Sandu este președintele Republicii Moldova și reprezintă toți cetățenii și asta e corect să fie așa și foarte bine că în sfârșit avem un președinte care îi reprezintă pe toți cetățenii. Eu sunt președintele Partidului Acțiune și Solidaritate și am onoarea să conduc echipa, spun echipă pentru că pe lângă lider, următorul element foarte important, asta este echipa. Da, în viziunea multor echipă este cam one man show. În viziunea multor oameni, PAS în continuare este un one man show în care Maia Sandu este menționată atât de des la discursuri. Centralitatea Maia Sandu contează foarte mult în campanie, în mesajele care le aveți, chiar în programul electoral, în primele cuvinte, în manifest, după victoria Maia Sandu, pam pam pam, continuă. Deci pe, cum să spune, pasul urcă pe umerii unui gigant care se cheamă Victoria Maia Sandu la alegerile prezidențiale în 2020. Mizați pe asta sau pomeniți atât de des pe asta pentru că asta vă dă un credit electoral? Nu vă temeți și de riscurile în care PAS rămâne un partid care fără Maia Sandu nu mai este un partid important și puternic? Este ceva firesc. Nu poți să tai, da, alegerile prezidențiale, da, să decupezi secvența cu alegerile prezidențiale, după care criza politică, alt segment, alt, da, imagine și cu totul alta să fie alegerile parlamentare anticipate. Deci sunt un proces un tot întreg și nu poți să nu înțelegem lucrul ăsta. Da? Dumnezeu a făcut angajament foarte clar în campania prezidențială în raport cu viabilitatea sau funcționalitatea Parlamentului. Okay. Și a ținut angajamentul, noi am susținut acest angajament și nu aș vedea cum se decupez, spun eu, din tot acest proces președintele care, domnule, am zis, a promis că trebuie să avem alegeri anticipate parlamentare, cu ăsta nu putem merge, am încercat de două ori două guverne, n-a reușit, un parlament de transfugi, la alegeri. Eu propun să vedem un... Acum că socialiștii se dau în spectacole, păi, mica mare deosebire că președintele lor, chiar Bravac, el este președintele partidului PSRM, în timp ce era președintele țării și nici nu se închisea să mai camufleze lucrurile. Haideți să mergem la un fragment de la lansarea Partidului Acțiune și Solidaritate în campanie. O să vedem un fragment din discursul dumneavoastră, după care revenim. Eu vreau să dezvoltăm un pic subiectul ăsta. Dar o clipă. În noiembrie, mulți erau... Stați că mai tin că nu se vedea mușă. Dar o clipă. Pam, pam, pam. Așa. Chiar și din jurul nostru, care spuneau, suntem buni, suntem cu sufletul mare, cu credință. Dar bandiții sunt mai mulți și o să cumpere, o să vândă, o să manipuleze. Ați văzut că nu a mers. 1 milion de oameni de-ai noștri, inima țării, a votat președintele Maia Sandu. Prima dată și noi cu dumneavoastră, după 30 de ani de zile, am avut și noi plăcerea. Mândria, scuzați-mi că o leacă nu-i potrivit, poate nu-i creștinesc, că nu-i fală. E
bucurii să te reprezinte om președinte, să nu-ți fie rușine și să știi când se arborează drapelul Republicii Moldova, ești plin de bucurie și de patriotism. Maia Sandu, președinte! Maia Sandu, președinte! Iată încheierea asta, Maia Sandu, președinte. Eu sunt subiectiv și obiectiv de acord cu dumneavoastră, că nu putem să separăm Victoria Maia Sandu, Partidul Acțiunii și Solidaritate, dar cu toate astea avem o legislație care spune asta. Eu personal consider asta absurd, să separi președintele. În Statele Unite, tu știi clar, președintele vine dintr-un partid și e clar că el simpatizează, el ține cu acel partid și va face campanie pentru fiecare din alegerile mici sau mari, la nivel național, federal sau la nivel local. Și se va implica. În Republica Moldova, președintele este obligat să fie apartinic, fără partid. Dumneavoastră considerați asta absurd sau normal? Vi se pare normal să avem partea asta din legislație și Constituție care să spună asta, dar în același timp să n-ai cum să separe președintele de partidul care l-a propulsat? Bine, acum sincer, nu știu ce să vă zic. E, poate noi nu avem acea experiență, avem 30 de ani de experiență, doar dacă ați adus exemplu Statele Americii, cumva suntem mai așa, mai novice. Dar nu vi s-ar părea mai natural, mai normal? În a construi instituții, e corect ca președintele să reprezinte toți cetățenii. Da. Asta îmi pare corect. E corect ca președintele să creeze condiții pentru, sau să pledeze cel puțin, ca instituțiile să funcționeze și să creeze condiții de vot egale pentru toți alegătorii și pentru toți concurenții electorali. Acum, la noi, cumva, s-ar abuza dacă s-ar lăsa lucrul ăsta, pentru că din toate timpurile până la doamna Sandu, ispita asta de a folosi resursa administrativă, care e, știți cum, e încercarea de a folosi ceva ieftin, de a mobiliza oamenii, de a impune să voteze așa, invers, de a intimida, că au fost și cazuri cu intimidări. Cred că de aici s-a pornit și s-a spus, domnule, rămâi echidistant și nu folosi resursele instituția, pentru că până la urmă e o resursă administrativă instituția. Cred okay. că aici ar fi explicația. Deci, bine, și sistemul politic al nostru și american cam e diferit, zic așa. Dar până când instituțiile încep a funcționa și lumea pe bune înțelege, domnule, până aici instituția dincolo eu ca persoană fizică, eu cred că trebuie să păstrăm aceste condiții, aceste interdicții. Recent socialiștii și comuniștii au trimis o contestație la CEC în raport cu folosirea imaginii Maia Sandu și pomenirea numelui ei. Nu credeți că aceste mențiuni și, de fapt, mențiunea Maia Sandu de fiecare din vorbitorii de la lansarea Partidului Acțiune și Solidaritate este apă la moară pentru noi contestații? Pentru o nouă berdilo care va spune, băi, ăștia au folosit numele și imaginea președintei Maia Sandu cât au vrut. Hai să contestăm dreptul lor la, sau cum spun, victoria lor în alegeri sau numărul lor de votanți care i-au votat. Nu credeți că e un risc pentru PAS? Dacă pornim aceeași logică, tot socialiștii ar trebui să-l conteste pe Dodon și pe Voronin din nu știu câte ori. Da, atunci când menționează numele doamnei Sandu și o învinuiesc de toate păcatele posibile și imposibile. Da, legal și tehnic, cum credeți? E un risc? Puteți să vă mai trezeți cu contestații de la comuniști și socialiști? Păi în acest sens. Bine, de Berdilo, fenomenul Berdilo aveți în vedere. Da, așa s-a întâmplat în 2018. Nu, cred că noi suntem acum cu totul în alte condiții. Lumea a mai prins la curaj, mă refer aici la judecători și la procurori, lumea a văzut, a simțit schimbarea. Că o să conteste, da, păi de ce au de făcut? Lăsați-i să conteste, am înțeles că CEC-ul nu s-a pronunțat, i-a trimis în judecat. Și judecata, dreptul lor să conteste. Judecata a trimis înapoi la CEC, a spus că uite. A, n-am știut. Păi, vedeți, iată, instituții, da, instituții. Of, e fierbinte, n-au ții, ia-o tu. Și nu, mulțumesc, ia-o înapoi. Okay. Așa o să o arunci până o să răcească. Deci, în 2021 PAS e o leacă mai liniștit decât cum trebuia să fim în 2018, când Andrei Năstase a pătimit în urma injustiției. Era, da, incomparabil. Atunci okay. aveam un individ, știm noi care,
prietenul Dodon al Voronii în Plahotniuc, ăla, da, era un pericol, un pericol pentru toate instituțiile, nu mai funcționa nimic, toți se uitau și primeau indicații care veneau de la Cantimir, sau până mai este el pe acolo. Da, acum trebuie... Doamne, Doamne, suntem în alte situații. Chiar dacă ispita mai este și mai avem indivizi care of, au moștenit, așa, ca zic eu, vechile rețele, da, clientelare, prin justiție... Dar puteți să ne dați niște nume, iată, cine ar fi acești indivizi care pentru pas ar fi indivizi cu risc? Nu știu, Gheorghe Cafcaliuc, cine mai sunt oameni? Ei sunt, noi acum le spunem, frăția bandiților, ei toți s-au adunat acolo, începând de la Platon, asta, Andronachi, cine mai este acolo, Dodon... Renato Usată e în frăția bandiților? Același Plahotniuc, nu, eu, din câte știu, el nu prea are trecere la... Nu are trecere la sistemul judiciar, dar știu că... Renato nu odată apare la TV-uri cu, ia uitați-vă, am poză, deputați violați, am probe, vine cu tot felul de teorii. Nu știu ce probe are dumnealui, văd că alții oferă secvențe cu... Ok. Cu dumnealui. Dacă tot vorbim de Renato, Renato Usată sau Platforma Da? Știți întrebările astea din anchete, mai ales din adolescență, uh-huh, când trebuia să alegi. Platforma Da sau Renato Usată? Pas. Pas. Bun, dar cu pas, nu știu, probabil vă doriți sau vedeți asta sau unele sondaje vă încurajează, dar eu aș vrea să admitem, mai ales în această discuție, să admitem că pas de unul singur nu o să reușească să aibă majoritate parlamentară. Haideți să admitem acest scenariu. Pentru unii pare fantastic, pentru unii foarte... Da. Și atunci PAS este nevoit să facă o majoritate parlamentară. Dacă nu face PAS majoritate parlamentară, nu se votează guvernul, mai avem anticipate. Or, domnul Igor Grosu recent a spus că nu-și dorește anticipate. Zice că ar fi o lovitură prea dură pentru oameni, pentru instabilitatea noastră economică, socială, politică. Eu vreau să vă întreb despre alianțe sau potențiale alianțe, mai ales în contextul în care în 2019 PAS spunea că nu face alianță cu PD sau cu Dodon, pentru că-s penal, și după asta, în iunie, s-a creat alianța situativă cu Dodon, cu socialiștii. Acum, ce asigurări puteți să ne dați? Cu cine veți face, cu cine nu veți face alianță? Da, eu întrebarea asta o primesc foarte des, de la ziariști, de la comentatori politici. Pot doar să vă repet, noi să facem alianță cu cei care vor subscrie la prioritățile noastre, și cea mai importantă, asta e lupta cu corupția, și desigur cu partidele de pro-europene, de dreapta, care noi tradițional am avut o conlucrare. Deci ăsta e răspunsul meu. Iar mai amănunțit, o să putem răspunde la întrebarea asta pe data de 12. Renato Usată la lansare a spus că există partide de dreapta și există de stânga, noi nu suntem nici de unul, nici de altul, noi suntem pentru țară. Un mesaj populist, dar eu cred că adecvat pentru cine este Renato Usată și blocul lui Renato Usată. El a spus într-o apariție că e de centru, dacă nu mi-amintesc eu, ceva de genul ăsta. Ok, bun. Mie, în general, mi se pare o leacă deplasată și inadecvată discuția despre centru-stânga, atâta timp cât PAS destul de ușor poate fi numit un partid și liberal și de stânga după politici sociale, dar Partidul Socialiștilor, după milionarii de acolo, cu greu ar putea fi numit Partidul Socialiștilor. Așa că, probabil, întrebarea este dacă vine Renato Usată și vă spune, da, eu subscriu la lupta anticorupție a Partidului Acțiune și Solidaritate, dar noi avem un punct important. În fruntea țării, deputați, președinți, primari n-au voie să fie oameni cu dublă cetățenie. Și Maia Sandu are dublă cetățenie. Ce faceți voi? Eu cred că nu este nimeni în situația să ne pună nouă condiții. Unicii care pot să ne pună nouă condiții, astea sunt alegătorii noștri. Și fiii ne votează, văzând prestația noastră, angajamentele noastre. Dar subiectul cu dubla cetățenie, eu cred că este depășit, este unul inventat de socialiști. Dar, apropo, așa și n-au mai răspuns la întrebarea ce fac ei cu cei cinci socialiști care în acte sunt români, adică sunt români cu acte în regulă, ca zic așa. Da, dar nu putem să negăm puterea argumentului celor care spun că în fruntea țării președintele n-ar trebui să aibă dubla cetățenie. Nu e niciun argument. Poți să-l ai un Dodon în fruntea țării care să mănânce din culeaci, scuzați-mă, și să fie izolat 4 ani de zile.
Și să spună direct că, domnule, eu, da, nu reprezint toți cetățenii, asta e, vă place, nu vă place, să mintă, să dizbini, iată, și să aibă cetățenii Republicii Moldova. Nu, ne place așa. Adică cetățenii au răspuns că lor nu le plac astfel de președinți Am și au înțeles. spus că Dar ieși, noi nu rog, putem să ignorăm Dundei și pleacă din președinție. puterea argumentului în care socialiștii sau mulți alții spun noi avem la președinție o persoană care a jurat în fața altui stat, care nu este Republica Moldova. Dacă acest stat nu era nu era România, dacă era Mongolia, Canada, avea să fie ok? E ok să avem oameni cu dublă. Mi se pare, în general, discuția un pic deplasată Da? atâta timp cât omul își face bine meseria. Ok, deci Da, noi putem omul să avem face. și stranieri, ca în fotbal, angajați care Era, noi am avut 4 ani de zile un personaj care noi încă nu știm dacă el mai are sau nu mai are o cetățenie, că s-ar mai putea întâmpla așa sfide astea foarte bine dosite. Dar admitem, el a avut sau are numai o cetățenie a Republicii Moldova. Un ministru din L-a Franța am ajutat avut Cu ceva lucrul ăsta, nu l-a ajutat cu nimic. Nici pe noi nu ne-a fericit cu nimic. Omul pur și simplu s-a distrat în călătorii, s-a hodinit, a mers pe la Pământul Sfânt, pe nu știu unde a mai mers. A avut grijă de el tare bine, tare bine a avut grijă de el. Se iubește. Ok. Cum credeți? O să avem anticipate după aceste anticipate? Doamne ferește, eu cred că nu mai ajungem la... Stați, dacă spuneți nu după mai... anticipație, după anticipație. Aici trebuie să... Și eu le spun foarte serios atunci când mă întreabă alegătorii, da, voi vreți anticipate? Voi pe bune mai vreți anticipate? Toată țara e obosită de anticipate. Oamenii vor să intrăm într-o perioadă de edificare, de Ok. stabilitate, pentru că nu poți să nu uităm. Noi ușor uităm că am ieșit din pandemie. Și ce facem dacă PAS este în minoritate, dar Becsu, Șoru și Usatăi fac o nouă majoritate în Parlament? Păi, eu zic că e cam tendențios să spunem că stânga e majoritatea, pentru că milionul acela care a votat anul trecut, plus eu văd, noi simțim valul, simțim pulsul oamenilor când mergem prin sate, prin orașe, lumea vrea schimbarea, lumea nu mai vrea să se întoarcă înapoi la timpurile Domnule celea. Grosu, dar nu cred că e ok să Eu comparăm milionul sau aproape 1 milion de votanți care au venit în turul 2 după încă o mobilizare, după mesajul lui Dodon că diaspora este electorat paralel, cu ceea ce ar putea să fie la parlamentare. Noi avem o... Câte? 50 de centimetri are buletinul de vot, da? Sau cât o anunțat ați cecul? Nu Avem l-am măsurat. 20 ceva de partide acolo. Sunt oameni Da. care vor fi concentrați și vor apăsa sau vor pune ștampila unde trebuie. Sunt unii poate un pic mai rătășiți sau unii care preferă altceva. Sunt atâtea opțiuni. PAS la ce cifră de alegători speră? 400 de mii, 500 de mii, 600 de mii. Câți oameni ar putea Bine, vota? noi sperăm la un rezultat bun. N-ar fi corect acum să vă dau eu, să fac eu bravadă cu cifre, dar un lucru este clar, lumea vrea schimbarea și chiar dacă sunt acolo 20 ceva de concurenți, oricum jucătorii sau partidele cunoscute, hai zic, care s-au impus în ultimii ani, au fost activi în politica moldovenească, ele sunt știute. Astea care apar pe ultima sută de metri, da, ele au dreptul să candideze, asta le permite legea, dar oamenii oricum au niște preferințe în cap. Da? Ok. Dacă a apărut un partid care prima dată la UDI, eu sunt departe de gândul, poate liderul cu mătrii liderului și, eu știu, nănașul o să-l voteze. Sunt Dar în rest, partide, sunt lumea partide. cam știe cine sunt cei mai activi. Sunt partide despre care unii oameni, cum spuneți dumneavoastră, prima dată aud, dar în spate au oameni care au muncit foarte mult în societatea civilă. Vorbim de Partidul Schimbării, de exemplu. De ce lumea n-ar vota pentru Partidul Schimbării? Cu oamenii care au avut Da, încredere. ar putea vota, pentru că, mă rog, ei au reușit să se afirme, dar eu mă refer la partide care au stat parcate până acum undeva, Ok, da. care nimeni nu le știe și, hop, ne-am trezit, mergem la alegeri. Bine, au dreptul lor, dar cei care au avut o prestație în societatea civilă, nu știu, în spațiu public, lumea rezonează, e mai aude, cunoaște, dar ar avea șansă și au tot dreptul să candideze. Ce estimări totuși aveți în cadrul partidului? Iată, la
prezidențiale în turul întâi, pentru Maia Sandu au votat peste 100.000 de cetățeni în diasporă. Aveți o cifră, uh-huh, apropo de diasporă? Sperați să obțineți mai mult decât a obținut Maia Sandu? Sigur, noi ne dorim să obținem o cifră cât mai mare și, cum spuneați la începutul intervenției, dacă în prezidențiale, când prezidențiale, uite, s-a stăruit cineva și i-a supărat pe cei din diasporă, uh-huh, eu văd că și oamenii aceia își continuă misiunea și de data asta îi supără rău de tot. Dar cu ce? N-am fost martor la mesaje din astea mai grave. Parcă bun, da, cu epopeia cu secțiile de votare de la 190, coborât la 139, după asta la 146 și gen, domnule, ăștia care sunt psihotare în genere n-au dreptul să voteze. Cine sunt ei să voteze? Uite, nu știu în ce țări, chiar unul din lideri, pe Voronin l-am auzit zilele astea, elabora într-o apariție publică că, uite, ar trebui să ne gândim, statul ar trebui să gândească să nu prefie așa darnic cu oamenii din străinătate. O să găsiți pe un portal, sunt chiar și imagini. Dar ce? Deci ei văd că continuă ce au mai făcut și în toamnă, să-i înrăiască pe ei noștri, așa că spun ai noștri, neapărat votanții noștri, cetățenii noștri. Și urmărind ce se întâmplă în diaspora, eu sunt sigur că eu să mobilizez exemplar. Apropo de... Vot acasă dacă trebuie și tot o să fie bine. Apropo de înrăit, vreau să mai urmărim un fragment din lansarea Partidului Acțiune și Solidaritate, din discursul dumneavoastră. Haideți să vedem dacă se aude. Când cam pe aici se termină epoca bandiților. Dar asta înseamnă că noi și mai mult trebuie să ne mobilizăm și după această lansare mergem și ne batem, pe bune ne batem pentru orice sat, oraș, mahală. Domnule Grosu, ne batem și pe bune ne batem. A doua mențiune de pe bune ne batem. Eu poate mă agăț prea tare de cuvinte, dar totuși. Asta nu este un râi... Da, dacă menționez a doua oară, înțeleg, e cald, emoții, multă lume adunată și mie îmi scap foarte multe prostii, mai ales dacă suntem live și după asta regreți anumite vorbe. Dumneavoastră, ce aveți în vedere prin ne batem, pe bune ne batem? Noi l-am auzit pe Dodon cu hai să dăm la bot anul trecut. Asta e similar? Am în vedere că, într-adevăr, o să luptăm pentru fiecare vot, pentru fiecare sat. Nu o să lăsăm pe Dodon și armata lui Voicu să intimideze primarii noștri, să intimideze liderii noștri, pentru că ei tot la metode de astea, alea Plahotniuc, continuă să apeleze. Deci asta am avut în vedere. Nu o să ne lăsăm intimidați sau o să lăsăm pe cineva într-o parte, o să mergem și acolo unde ei, hai zic așa, pretindeau că au confortul total și e teritoriul lor, da? Okay. Ei mai au și apucături de este. Și am mers la nord, chiar și în raioane care ei pretindeau că au confortul total. Reacția oamenilor a fost foarte bună, așteptat să venim, să vorbim cu ei. Asta am avut în vedere. Și am încercat să transmit emoția că chiar trebuie să depunem efort maxim, să nu ne relaxăm și să mergem să obținem un rezultat cât mai bun. Dar e ciudat că dumneavoastră spuneți că nu cădeți pradă intimidărilor din teritoriu, dar din ultimele știri noi vedem că Nata Albot se retrage de pe lista PAS, Alexandru Catan se retrage de pe lista PAS. Există un număr anumit de oameni, nu vreau cum a spun mulți, puțini, care consideră că PAS prin asta dă dovadă de slăbiciune, dă dovadă de vulnerabilitate și poate fi oricând atacat, reatacat cu știri, fake-uri extrase din dosare la care doar unii oameni de prin scheme au acces. PAS, ce lecții de fapt învață din tot ce s-a întâmplat apropo de criza de imagine? Iată, dumneavoastră spuneți că nu cădeți pradă presiunilor, dar asta de fapt ce demonstrează ultimele două săptămâni? Oamenii care se retrag de pe lista PAS, nu demonstrează oare că PAS este vulnerabil la aceste atacuri? Nu mai este vulnerabil pentru că, în primul rând, toată lumea a vorbit de PAS și deciziile pe care, privind retragerea sau neretragerea unor persoane, au fost luate de persoane, de colegii noștri. Da. Noi am spus și repet,
Am zis că respectăm orice decizii care ar fi luat-o ei de a rămâne sau de a se retrage. Ei au considerat că aceste atacuri la persoană, murdare, pot aduce un prejudiciu de imagine partidului și au adoptat decizia care au adoptat-o. Noi am respectat-o, Okay. deși le-am spus că dacă decideți să rămâneți, noi o să ne batem în continuare pentru voi. Chiar dacă v-ați retras, noi o să ne batem în continuare pentru voi. Și nu sunt socialiștii cei care o să ne facă nouă politica de cadre. Oamenii ăștia o să se regăsească, fiți siguri, în actul de guvernare, pentru că alegerile parlamentare nu sunt doar un scop în sine. Scopul, până la urmă, este să putem ajunge la guvernare, să guvernăm țara asta în folosul oamenilor. Nata De Albot ce? o să se regăsească la guvernare în altă formulă? Asta, Poftim? Nata Albot o să se regăsească la guvernare în altă formulă? Noi o Asta. să întrebăm de colegii noștri ce preferințe au, unde își doresc să-și manifeste capacitățile, abilitățile, chiar și la distanță sau aici în țară. Este Eu decizia lor. Noi o să avem foarte mult de muncă. Foarte mult de muncă. Și nu o să avem timp de a ne aclimatiza, adapta. O să intrăm în brazdă foarte repede. Da, dacă ar fi existat un acord, să zicem, cu toți cei care fac parte din lista PAS, atunci când se alcătuiește, echipa lucrează, scrie numele în listă și spune dacă se întâmplă atacuri și dacă se întâmplă tentative de a ne arăta că suntem vulnerabili, doar noi, conducerea PAS, decidem să rămână sau nu acești oameni. Ce ați fi Nu, decis nu pentru... poate fi. Nu poate fi ca doar conducerea PAS. Nu. Asta e o decizie care, în primul rând, este decizia persoanei. Hai să zic așa. Trebuie să fie decizia persoanei, pentru că persoana trebuie să, cum zic, of, ea și expune. Sunt diferiți oameni, da? Sunt care au trecut prin ciurul ăsta, da? Prin ciur și dărmoi, s-au luptat, au căpătat un gen de anticorpi. Da, la toată mizeria asta politică pe care o generează al lui Dodon, Plahotniuc, se expune familia, se expune părinții și atunci important e ca persoana să decidă. Merge până la capăt, da? Ok. Gestionează și latura asta personală, da? Dacă o gestionează, da, e ok. Și atunci mergem până la cap și noi nu putem lua decizia în locul persoanei, da? Dacă crede că e mai bine să facă un pas înapoi, dar rămâne membru echipei și merge cu noi, face campanii și așa mai departe, e perfect și așa această variantă. Eu de ce vă Pentru întreb? oameni. Pentru că PAS menționa anterior, în alți scrutini, despre filtrul pe care îl are partidul și mă întrebam, politica noastră nu duce lipsă de oameni care au acești anticorpi doar că în sensul rău, cum spuneți dumneavoastră. Poți să te apropii și să-i spui Marinei Tauber de 10 și de 20 de ori. Tot reporterii, jurnaliștii încearcă la emisiune să o întrebe din ce bani își câștigă, din ce sursă își câștigă banii, de unde are inele de 9.000 de dolari. Nu răzbate. Pare omul ăsta să aibă anticorpi. Și mai sunt mulți politicieni care au Eu de acești... despre alți anticorpi vorbeam, nu de ăștia. Apoi, că Acolo e întrebarea este altceva. care este Acolo e. hotarul, care este hotarul între aroganță și nu-mi recunosc greșelile și ok, hai să-i las pe băieții buni să meargă în continuare în alegeri fără ca să le afecteze imaginea. Și mă întrebam dacă nu cumva PAS are aici, de fapt, cel mai important cuvânt de spus. Spune, stai puțin, oamenii ăștia nu sunt murdari. Unul ei s-a inventat un dosar. În altul e vorba de o contravenție în care nici nu a fost contactat, să achite sau nu. De ce să-l lăsăm să Exact. plece de pe listă? Nu, vedeți, noi nu putem ordona, nu putem spune candidatului, te rog, ai rămas, gata, noi am decis în locul tău. V-am spus, este decizia și componenta care ține decizia personală, decizia familiei. Dacă el spune, da, domnule, merg, nu mă interesează, voi aveți încredere în mine, noi avem încredere în tine. Într-un caz, da, cum ați spus, a fost un dosar și este ordonanță de încetare a urmăririi penale și a fost prezentată. În alt caz, este un dosar pe rol care nici nu s-a finalizat încă în proces, altul nici n-a fost contactat. Evident că și în continuare merg tot felul de învinuiri și la adresa mea și la adresa colegilor. Evident că noi nu o să ne uităm în gura lui Dodon sau lui Plahotniuc, Platon și alți bandiți, pentru că asta e mizeria lor. Eu un lucru am spus și repet, oamenii rămân în echipă, rămân membri și avem atașamentul față de ei, ei se vor regăsi în orice, cum zic eu, activitate de edificare care noi o să o desfășurăm după alegeri,
că vorbim de executiv, că vorbim de alte activități de care noi o să avem nevoie. Foarte mulți oameni o să avem nevoie pentru a curăța sistemul. Toate, scuzați-mă, lichitorile astea care stau prin întreprinderi de stat, prin ambasade, prin neamuri și iar neamuri și protipendate de asta. Vreau să ne concentrăm un pic asupra mesajului PAS în aceste alegeri. Pornim vremurile bune. Și un prim subiect este ajutorul de 600 de milioane de euro de la europeni, care a fost anunțat de către Maia Sandu, iarăși. Dar presupun, și cred că este corect să numim asta, e o momeală electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate. E un fel de semn de exclamare. Prieteni, simpatizanți a partidului nostru și nu doar dacă vreți ca acești bani să ajungă în Moldova, votați Partidul Acțiune și Solidaritate. Corect? Asta este decizia unei instituții foarte serioase, care se numește Uniunea Europeană, care a considerat că Republica Moldova, toată vecinătatea, poate beneficia, are șansa să beneficieze de o asemenea suport. Deci este pentru prima dată în istorie. Precondiția numărul 1 este existența unui guvern pro-european. Bine, acolo condițiile, pe lângă guvern, trebuie să fie, țara trebuie să fie consecventă în ceea ce își propune să facă. Iar țara trebuie să fie consecventă. Ok, dar există o conducere a țării care enunță această direcție. Există un președinte care, de el depinde politica externă, dar e nevoie și de un executiv și de un parlament care să implementeze reforme, să adopte legi, okay. Să fie țină, să-și onoreze angajamentul, să țină de cuvânt. Dacă spune, domnule, facem asta, facem reformă și curățăm sistemul de hoți, apoi asta își trebuie de făcut. Nu trebuie de umblat cu tot felul de spiritori de astea, legi populiste adoptate noaptea, în decembrie, repede, și așa mai departe. În programul Pornim Vremurile Bune vorbiți și despre ajutorul la partenerii europeni care rezulta în 2 miliarde de lei anual în dezvoltarea satelor, apeducte, infrastructură, etc. Aici vine vorba de cele 600 de milioane sau de alte ajutoare? Inclusiv. Pentru că noi am lansat ideea de 2 miliarde de lei pentru infrastructura din sate încă înainte, în prezidențiale. Și pe atunci, vă amintiți, și Uniunea Europeană vorbea despre un mecanism unic pe care el încercau să-l testeze, să-l aplice. Și noi cumva i-am convins să facă lucrul ăsta în cazul Moldovei, care se reduce, e foarte simplu, finanțarea directă a primăriilor. Okay. Nu prin intermediul guvernului, nu prin intermediul consiliilor raionale, pentru că aici deja apare filtrul ce culori are ochii. Dar noi avem legislație pentru asta sau asta înseamnă granturi la care aplică primăriile, proiecte pe care trebuie să le câștige? Proiecte pe care le gestionează o organizație internațională aici, bine, n-am să dau o denumire acum să nu fac reclamă, dar în principiu primăria scrie un proiect, are justificări, proiectul tehnic, cifri și așa mai departe, aplică și partenerul străin finanțează, cum s-a mai întâmplat și cum se întâmplă în majoritatea cazurilor în Republica Moldova. Bine, mai este și un fond de investiții sociale, acum, din câte înțeleg, acolo conducerei sub socialiști, ca mecanismele era bun, dar s-a băgat codița politicul socialist și mai suferă instrumentul ăsta. Dar vine de acolo, da, vine de acolo. Satele trebuie să beneficieze, ele nu trebuie să fie filtru politic, așa cum au făcut socialiștii, împreună cu Șor. Vă amintesc, 350 de milioane împărțite noaptea în decembrie 2020, așa, într-o fugă, doar pentru primăriile lor. Asta a fost modificarea bugetului care au votat-o noaptea. A fost legea bugetului, legea bugetului pentru 2021. Eu știu că ei după asta au mai votat o modificare, au mai adăugat, au venit câțiva deputați cu amendamente, cu vreau să adaug atâtea mii pentru inclusiv WC-ul de la Hiliuț sau ce a mai urmat. Dar bun, astea sunt detalii. Fără ajutorul partenerilor europeni, e posibil Republica Moldova să investească 2 miliarde de lei anual în sate, în dezvoltarea lor? Nu? Nu. Dar azi vină PD-ul la dumneavoastră sau azi vină domnul Plahotniuc? Sau domnul Timofei Plahotniuc și a spus, am oi papa mog, peste 1 miliard și ceva de lei numai în drumuri.
băga Partidul Democrat. Socialiștii după asta făceau asta. Și acum la televiziunile socialiștilor, știrea, una din știrile numărul 1 sau din top, e Maia Sandu cât era prim-ministru, n-a făcut niciun metru, niciun kilometru de drum în niciun sat. Și amu, PAS vine și spune că doar cu ajutorul europenilor am putea să continuăm asta. No, atenție, în primul rând vom tăia toate hoțiile, vom opri toate hoțiile astea mari care se întâmplă. Și analizele europenilor arată că la noi anual se învârt în negru, da, în zona sur, $1 miliard. Ok. Da. $1 miliard, vă dați seama câți bani am putea noi aduce în buget și din buget putem finanța proiecte, plăti pensii, finanța locuri de muncă și așa mai departe. Deci asta ar trebui să, și trebuie să facem în primul rând, noi, să oprim toate hoțiile astea. Ajutorul din străinătate sau din partea Uniunii Europene, din partea Partenerilor de Dezvoltare este foarte important și noi trebuie să-l folosim. Da? Avem această șansă unică până la urmă din parteneriatul estic. Guvernul, în cazul, chiar să luăm acelor proiecte pentru sate, ceea ce ne propunem noi să creăm un fond special pentru contribuții. Explic. De cele mai multe ori, primăriile care fac proiecte mari, când spun mari, mă refer la aqueduct, canalizare, gazoduct, astea sunt proiecte de zeci de milioane de lei. Okay. Da. Nu este un proiect în care să nu fie contribuția primăriei. Iată, da, dar trebuie să aibă o cotă parte. O primărie care are bugetul un milion jumate, tot bugetul pe an. Lui trebuie 40-80 de ani să adune banii ăștia să facă un aqueduct. La Doamne ferit, nu mai ajunge okay. Nici primarul și ala, da. Deci rolul nostru să fie și noi să creăm un fond din care vine primăria și spune eu am un proiect câștigat de la partenerul cu tare dezvoltare, dar are nevoie de 10-15% contribuții. Iată, statul, guvernul, având acest fond, va lua de acolo și va oferi primăriei care a depus efort, a pregătit un proiect, a obținut finanțare, dar nu are această contribuție. Ok, și vin la un moment dat în guvernul Partidului Acțiune și Solidaritate, vin trei primari. Vin doi de la PAS și vine unul de al de, cum îl mai cheam pe ăsta, Filipov sau cine mai știu, de la socialiști. Și PAS decide să dea la toți trei bani, în măsură egală, nu fără discriminare. Nu PAS decide, dar guvernul. Guvernul, da. Guvernul, noi să revenim la practicile guvernului Sandu, ei foarte repede au uitat, dar atunci a fost unica dată când principalul criteriu de distribuire a banilor, inclusiv pentru drumuri, nu așa cum a făcut Plahotniuc, principalul criteriu a fost numărul populației. Ok. Da? Deci când dai într-un sat 10 milioane... Ignorând culoarea politică, da? Evident că ignorând culoarea politică. Pentru că în fiecare sat sunt susținători și de a noștri și de altor partide și noi le spuneam, măi, voi chiar nu realizați că voi bateți inclusiv sancționați alegătorul vostru, chiar dacă acolo e primarul nostru. În mod cert sunt câteva sute de simpatizați de-ai voștri. Deci, oricum, principalul criteriu trebuie să rămână populația. Și e greu să-i explici, lor le este greu să-i explici, deci într-o localitate unde sunt 800 de cetățeni, dai 1 milion de lei, iar într-un oraș cu 10.000 de populație nu dai nimic. Nu. Nu dai nimic. Numai de aia că primarul n-a schimbat culoarea sau nu de la partidul tău. Deci practicile astea noi o să le terminăm și o să revenim la ceea ce s-a întâmplat în 2019, în cele 5-6 luni de guvernare. Așa okay. Se finanțează corect administrația publică locală, dacă vrem cu adevărat primarii să creadă în puterile lor și oamenii să vadă diferența. Dacă dai inima la alții și noi o să dăm la toți, cum am spus, guvernul PAS sau guvernul în care va face parte și PAS va ține cont doar de criteriul care v-am spus. Nu să ne uităm la culoarea politică, respectă toate cerințele primăriei, administrația publică locală, are cofinanțare, are proiectul tehnic, fii bun și beneficiază, du-l la bun sfârșit. Revenind la programul electoral, pornim vremurile bune. Eu am observat un prieten a făcut o postare recent cu o mașină și era un sticker acolo pe parbriz sau undeva în salon. Pornim vremurile bune și închinar pentru poliție.
Și vrei, nu vrei, când vorbești despre Republica Moldova și vremuri bune pentru poliție, n-ai cum să uiți istoria cea mai recentă și te întrebi, pornim vremurile bune pentru poliție, dar până amu și-o fost? Foști polițiști care apar cu date din dosare, foști polițiști care sunt nu, umbrela unor scheme de contrabandă? Pentru ăștia vin vremuri proaste, vremurile bune pentru oamenii de treabă, dar pentru ăștia care au făcut contrabandă la greu cu chihli în bar, cu țigări, cu tot ce vrei. Ei, Voicu, vin vremuri proaste. Pavel Voicu sau Gheorghe Cafcaliu, când citești pornim vremuri bune pentru poliție. Ei nu pregătesc acolo, cred că, la sigur, credeți-mă, din cât înțeleg, eu știu, eu ei nu se asociază cu acest slogan. Pentru dânsii vremurile bune erau atunci când, sau acum, când încă contrabanda mai merge, din păcate, dar ea o să termine așa cum s-a terminat brusc pe timpul guvernului doamnei Sandu și băieții la propriu se înnădușau, au băgat bani în țigări, în scheme și la un moment dat, domnule, nu mergea nimic, uite, nu merge, ci cu asta e viața, asta e trai. Și noi să le oferim vremuri proaste pentru ăștia care au obișnuit să facă bani din scheme. Iar vremurile bune pentru polițiști, noi ne referim la polițiștii buni, adevărați, care au stat lângă noi la proteste și eu pot să vă spun cu toată deschiderea. Eu, băieții care au stat cu noi în ploaie, în soare, eu îi respect, ei ne respect. Noi când veneam la protest ni salutam, da, ne ajutam reciproc și așa mai departe. Ăștia sunt adevărații polițiști care stăteau lângă noi și noi lângă ei. Iar ăștia înflați în propriul ego și orgolii și nu, ăștia nu sunt polițiști, ăștia sunt pseudo-polițiști. Domnule Grosu, partidul PAS este un partid pro-european. Pot să-l numesc progresist, progresiv? Noi suntem pro-europeni. Pro-europeni, pentru da. Pentru noi primează economia de piață în care statul trebuie să joace un rol important atunci când este vorba de accesul cetățenilor la servicii de sănătate, educație, protecție socială, combaterea monopolurilor, pentru că mecanismele pieței nu sunt perfecte și atunci statul este cel care asigură acest echilibru sau vine și spune stop, aici nu se întâmplă lucrurile bine și trebuie să asigurăm din contul statului sau din contul solidarității noastre comune protecția socială pentru anumite grupuri sociale vulnerabile, pentru bătrâni, spre exemplu. Situația bătrânilor este una alarmantă. Da, noi de-aia și spunem urgent, dar urgent, printre primele acțiuni, vor fi majorarea pensiei, pensia minimă să fie 2000 de lei. De ce până acum asta nu era posibil? Nu există un buget național care stabilește asta? Inclusiv... Eu cred că nu era voință politică până la urmă și n-am vrut Dodon să dea o pensie mai mare? 3-4 ani care să oprească pe bune schemele, repet, 1 miliard de dolari, noi trece anual pe lângă buget. Da, dar aici deci intră și economia tenebră, n-ai cum trebuie, să oprești. Vă dau un exemplu. Nouă ne trebuie, pentru a ridica pensia la 2000 de lei și beneficiarii sunt 400 de mii de cetățeni, de pensionari. Da. Deci, pentru ei, nouă ne-ar trebui pe an maximum 3 miliarde de lei. 3 miliarde de lei astăzi... Un miliard trece pe alături de lângă buget, pe alături de buget, da? Asta ar fi cât? 20 de... Asta-s vreo 5% din bugetul nostru național sau cât e bugetul? Da, și iată numai din cazul ăsta, da, din acest episod, dacă aș spune așa, noi am găsit resurse pentru a ajuta oamenii ăștia. Pentru că noi, tinerii, n-avem cum să ne gândim doar la, știți, dacă îl întreb pe Andrei Bolocan ce vrei să fii în viață, eu spun că vreau să fiu un om faimos sau o vedetă, dar până la vedetă trebuie să parcurg o cale, trebuie să muncesc. Da. Dumneavoastră vorbiți de un instrument al justiției care să oprească niște scheme care fac parte din economia tenebră, o parte din bani să nu fie furați, dilapidați, să revină în buget și atunci la votarea unui nou buget spui, uite ce surplus avem, hai să-l împărțim la pensii. Dar când vorbim de justiție în Republica Moldova,
când ne bucurăm de un Vecislav Platon, care, cum s-ar spune, spune că în Partidul Acțiune și Solidaritate nu e niciun alfa, sameț, sau spune că lupta cu corupția nu este un instrument sau un element important, atunci înțelegi că asta e destul de departe de realitate. În cât timp pas speră în Moldova să avem această pensie de 2000 de lei? Dacă tot avem de parcurs. Eu cred că începând cu legea bugetului de anul viitor. Da, deci noi o să facem lucrul ăsta începând cu 2022 să putem realiza acest obiectiv și lucrul ăsta o să-l facem repede. Apropo de combaterea corupției, aici nu trebuie foarte multe investiții. Deci pur și simplu trebuie oamenii potriviți să fie plasați în funcțiile de răspundere. Tot. Aici nu trebuie să investești nimic. Toate investițiile în justiție au fost făcute. Le-au reparat clădirile, le-au ridicat salariile, pensii mari. Adică le-au făcut un sistem aleatoriu de distribuire a dosarelor. Haideți să... Și nu se mai investește. A rămas un fleac care nu poate fi, cum să zic eu, e greu de monetizat. Voință. Voință. Ai pus un om, ați văzut, cât de ușor poți să scapi de un președinte a curții de apel. Simplu. O costat ceva... O hârtie A4? Eu l-aș considera un caz singular deocamdată, cu toate că e, cum să spun? Nu-i nimic. Cred că noi o să, după alegeri, o să asistăm și la alte mișcări, pentru că noi avem angajamente foarte clare. Reformarea Procuraturii Anticorupției, să o facem în fel de DNA românesc. Iarăși, lucrurile astea pot fi făcute foarte repede dacă este voință politică. Domnule Grosu, dar cum spunem că, domnule, în țările occidentale asta a luat sute de ani. Da. Asta nu merge. Cum nu? Că, da. Nu, dar păi stați puțin, au fost vărsări de sânge. Moldova niciodată n-a avut o răsturnare de situații cu vărsări. Da, asta nu e argument. Ei știi inspir din experiența bună din România. Da, și în România au fost vărsări de sânge, în România au fost împușcați la perete cuplul Ceaușescu. Eu vorbesc de perioada doamnei Chioveși la DNA, eu vorbesc aici, când la o distanță de câțiva ani, da, a fost posibil. Dar România e un exemplu de luptă cu corupția, pentru că în România până acum vezi știri cu polițiști care iau mită, cu foarte multă lume care lucrează la stat incompetentă, cu contracte sau granturi europene câștigate. Și... Noi putem avea opinii diferite despre România. Dar România ceea ce a demonstrat este că acolo instituțiile au început să funcționeze. Că așteptările sunt mai mari, că așteptările sunt mai mici, asta are, fiecare are dreptul să judece. Dar instituția a început să funcționeze. Și hoții știu că există riscul de a fi adus în fața justiției și poți să plătești cu ani de pușcării, cu confiscarea averii și așa mai departe. Deci eu aduc exemplul României pentru că aici e cel mai aproape. Facem parte din cam același, nu cam din, același aluat, același sânge. Eu înțeleg deci dacă că... Dacă acolo s-a primit, eu sunt sigur că și aici la noi se primește. Trebuie doar să avem tărie și voință și într-adevăr să spunem, domnule, de ajuns, gata, nu mai merge. Prin comparație, da, România e superioară la câteva capitole Republicii Moldova. Dar dacă e să intri pe redacția unui site de investigații jurnalistice, recorder.ro, o să vezi că sunt tare multe capitole la care România, un stat al Uniunii Europene, șchiopătează foarte mult. Eu vreau noi să găsim și putem găsi și alte state europene, unii șchiopătatul e mai pronunțat. Nu o să dăm denumiri. Care ar fi asta? De ce? Pentru că și la alte case se întâmplă scheme, oligarhi mai au și așa mai departe. E ca Marea Britanie, da? Știut, o șchiopătat, dar o șchiopătat până noi și din UE. Poate asta e o decizie bună. Poate nouă nu ne trebuie în Uniunea Europeană într-un final. Poate noi pur și simplu avem un acord de liber schimb, avem niște hotare deschise, putem călători liber. De ce să facem parte dintr-o structură atât de riguroasă cum este Uniunea Europeană? Deci Marea Britanie totuși are niște tradiții, da? Și eu sunt departe de gândul că toți acum britanicii sunt fericiți de decizia care a fost luată atunci, pentru că simt și ei anumit disconfort odată cu plecarea din Uniunea Europeană. Dar, mă rog, a fost decizia lor. Unii politicieni acolo au considerat, cine, domnul Juncker spunea într-un final, că e greu să arăți pro-european când
săptămâna întreagă critici Uniunea Europeană, dar duminica spui că vai ce vă iubesc. Vreau să vă întreb de ce în platforma electorală din 2021, acum Partidului Acțiune și Solidaritate, drepturile comunităților LGBT nu se regăsesc deloc? Noi am abordat problema privința tuturor cetățenilor și am spus că problema principală a cetățenilor Republicii Moldova este, de fapt, hoția, corupția, nedreptatea, care îi afectează pe toți, indiferent de ce limbă vorbesc, naționalități și cum se auto-intitulează. Dar prin hoție și corupție, indirect, sunt asta... instrumente de manipulare, care se numesc televiziunea ale unui partid. Asta a fost, eu vă dau, vin contra-argument. Iarăși, alegerile prezidențiale. Alegerile prezidențiale pentru doamna Sandu au votat alegători care altă dată nu era posibil să-i, cum să-i convingi să voteze pentru un candidat, da? Și aici au fost și cei care se consideră și se declară unioniști inveterați. Okay. Versus cei care sunt alolingvi, vorbitori de limbă rusă și sunt stataliști. Sau mai puțin stataliști. Iată, faptul că noi am reușit într-un final să spunem, domnule, în timp ce noi polemizăm cine și ce este și cum se auto-intitulează, pe noi ne fură. Și cred că din momentul toți înțelegem că problema principală nu este identitatea noastră lingvistică, națională, geopolitică, dar faptul că pe noi ne dizbină și ne fură, pur și simplu ne fură și ne fură cei nu găinari, da, dar ne fură corupții mari care au acaparat instituții de stat, întreprinderi, scheme și ne fură când plătim factura la energie electrică, când plătim pentru pâine, ulei, gaz. Noi ducem banul. Da? Noi ducem banul atunci când alimentăm automobilul. Priviți și cu prețurile la combustibil. Dacă ar fi să se ajungă să se voteze un asemenea proiect în Parlament, să zicem peste două mandate, pas să dețină acum majoritatea, să mai câștige majoritatea și să vină un proiect de lege din partea partidului Șor, de, eu nu știu cum exact asta s-ar formula, dar de oficializare a căsătoriilor între persoanele de același sex. Igor Grosu și Partidul Acțiune și Solidaritate ar susține un asemenea proiect de lege? Noi o să avem, o să ajungem noi în situația în care să avem o majoritate, o să discutăm, o să ținem cont de reacțiile societății, de pozițiile anumitor întregii societăți, pentru că aici nu poți să fii imun. Da, la cum simte, cum percepe societatea un fenomen sau altul. Da, atunci când societatea este afectată de mass media și una din mass media, eu ieri chiar făcusem un live, distribuie știri că partidele de dreapta o să numească părinte 1, părinte 2. Sodomia ne așteaptă după 11 iulie dacă va câștiga pasul. Eu am un răspuns la ăștia, că acolo nu doar despre homosexuali, despre persoanele de culoare, despre prostituții, despre consumul de droguri. Și eu am un răspuns la ziariștii peseremiști, comuniști, placotniuciști și alți șoriști. Și eu le spun în felul următor. Concluzia mea este că fenomenul homosexualității, prostituții, consumului de droguri este o problemă serioasă în PSRM, în Partidul Șor și în PCRM. Da. Probabil asta este o problemă serioasă a acestor partide în interior. Formularea e foarte echivocă. Noi vedem problemele societății, noi vedem sărăcia, corupția, lipsa accesului la servicii, pensii mici, salarii mici, lipsa locurilor de muncă. Asta noi le vedem ca problemă. Okay. Că PSRM-ul este preocupat și probabil ar avea o problemă internă cu, nu știu, cu prostituția. Ce faceți dumneavoastră, ca să opriți prostirea, cred că pot să spun cuvântul ăsta, prostirea oamenilor prin sursele lor media? PAS nu are o televiziune. PAS are pliante, PAS are pagini pe Facebook la care mai sponsorizează posteri. Ce faceți dumneavoastră ca să-i faceți pe oameni să nu se teamă de umbre inexistente, de vini imaginare, de dușmani? Andrei, eu cred că aici lucrul cumva se va face din două direcții. Pe de parte, da, noi PAS-ul, din moment ce vom ajunge la guvernare, vom face tot posibilul ca Consiliul Audiovizual să devină un funcțional.
Dar acum, în campanie, mă refer, reușiți să vorbiți cu oamenii? Televiziunea națională să fie una națională, iar acum, în campanie, slavă Domnului, sunt ONG-uri care de conspiră prostiile astea. Plus, eu vreau să vă spun că din cealaltă parte, cetățenii noștri cumva au, nu mai pun așa ușor ureche la toate minciunile astea. S-au săturat, au trecut și prin experiența a 30.000 de sirieni, s-au învățat să mai compară, să mai verifice sursele de informare. Au rude, au în diaspora, mai întreabă. Nu e așa de simplu cum era la început, dar slavă Domnului sunt surse alternative de informare, rețele mass media, sociale. Da, ei încearcă pentru că altfel nu știu cum se impună. Cu cât e mai aberant minciuna, cât e mai... Nu, ultima care am auzit-o eu, care m-a rămas perplex, da? Că deja cutiile astea în care se vând 10 ouă, da? Da. Magazin, deja o să fie numai 9 ouă. Stați-mă. Asta e o măsură anticolesterol sau nu înțeleg. De ce asta? Probabil cineva continuă să ghicească în ouă și de ce... Asta este o minciună lansată de cineva împotriva PAS-ului? Că PAS-ul când vine la guvernare să fie doar nou. Eu n-am mai urmărit, că n-am timp, dar cineva mi-a spus, am râs copios și am zis și noi, probabil Dodon se ține de găsit un ou mai departe și are nevoie cel puțin câte un ou de fiecare cutie. Domnule Grosu, spuneți-mi, vă rog frumos, PAS primește acum 500.000 de lei pe lună de la stat, corect? Sau chiar da. Puțin peste 500.000 de lei. Acum în campanie e clar, cheltuielile sunt mari, pliante, publicități pe Facebook, la TV am înțeles că încă nu vă permiteți, că sunt scumpi publicitățile. E foarte scump, îmi pare rău, dar e 1.500 de euro pe minut, mă iertați, dar asta e... Dar de ce să aveți nevoie de publicitate la TV când aveți resurse să mergeți prin sate și aveți Facebook-ul? Păi de-aia și spun, noi nu folosim asemenea modalități, pentru că noi mergem prin sate. Dar pentru noi mai important să alimentez câteva mașini ale voluntarilor, ale membrilor noștri, ai e de tipărit ziarul, un calendar, un pliant și te-ai dus la om. Da, pentru că publicitatea asta e o plăcere la televizor, e o plăcere foarte scumpă. Da. Oamenii cumva și sunt obosiți de avalanșa asta, în special din campania electorală. Oamenii, până la urmă, vor comunicare, vor interacțiunea directă. Da? Și atunci îți spune, fie că te susține, fie că te mai înjură, îți mai spune cum vede el lucrurile, îl asculți. Deci asta e posibilitatea ideală pentru politicieni, de a testa terenul, da? Oamenii. Să okay. vezi. Doamne, mesajul tău rezonează cumva cu oamenii sau așa, tu ești într-o lume, ei sunt în lumea lor și trăim în lume paralele. Și cu acest jumătate de milion de lei PAS achită sediul partidului, salarii pentru angajați, sunt oameni angajați? Bine, sediu și mai avem sedii în raioane, okay. sedii modeste, dar avem acolo angajați pe part-time, cum spunem noi, că nu stă cineva full-time, dar... În rest, cum am spus, cheltuieli de publicitate, de asta, ziar, pliant, combustibil. În luna martie sau aprilie, de exemplu, când nu era campania electorală, cheltuiați toți 500.000 de lei? Nu. Bine, noi am început să facem economii, că știam că probabilitatea să avem alegeri e mare. Și oricum și ați cerut donații de la oameni? Și continuați să le primiți. Da, cheltuielile în campanii cresc, vă dați seama, când se pornesc 100 de oameni într-o zi în raioane, de la centru, cel puțin de la Chișinău, 100 sau mai mult. Dar mașini aveți la Partidul Acțiune și Solidaritate? Poftim? Mașini aveți la PAS? Cumpărate, nu? Folosim mașinile noastre, a fiecărui care dar de ce nu mașină. Dar de ce nu cumpărați mașini electrice? N-are și mai ieftin? N-are și mai ecologic? Cumpărăm mașini electrice? Da. Câte le avem pe a noastră? Cumpărați electrici și nu o să cheltuiți pe benzină, o să spuneți după asta, o să raportați donatorilor. Asemenea investiții, chiar da. Și pentru președintele partidului Smari acum. Este o mașină a familiei care masiv este folosită pentru partid. Volkswagen-ul din 2009 sau care? Din 2009, da. Ok. Și e mare, 7 locuri, dacă așa poți. Ok.
Deci, ce materiale să iei și, și o echipă bună. Dar care ar fi cifra necesară? Că să zicem că PAS ia majoritatea în Parlament. Asta mai timp că statul va, va da și mai mulți bani, Partidul Acțiunii și Solidaritate, nu? Cuantificat la dacă, câștigul da, din alegeri. Dacă iei un scor bun, respectiv, principiul e, da, să ia un Comisie Electorală Centrală, calculează un anumit coeficient, cât ar costa un vot. Bine, fiecare an, pare mi se, este o sumă pe care guvernul o alocă. Și în limita sumei celea, cecul decide, iată, atâta ținând cont de scorul la parlamentare, atâta la prezidențiale, atât la locale. Uh-huh. Deci sunt trei, maximum trei ingrediente, da? Trei componente, locale, parlamentare, prezidențiale. Dar care e cifra? Și mă câte doamne sunt pe listă, câți tineri sunt pe listă, câți da? Primari doamne sunt, da, da. Și asta cumva motivează partidele să promoveze doamnele, să promoveze tinerii. Să primească subvenții mai mari pentru asta. Da. Da? Ok. Și care ar fi cifra necesară Partidului Acțiunii și Solidaritate pe lună, așa încât să nu mai ajungeți să cereți donații? Nu avem o asemenea estimare, sincer, și chiar nu am. Noi am făcut tot timpul campanii cu resurse modeste. Cât o să fie, atât o să fie, dar o să... Putem să ne permitem de un bun, ziar, dacă nu faceți aceste estimări, înseamnă să fie două pagini. Dacă o nu să faceți... fie mai puțin, o să fie numai o pagină a trei, da, și o să îndoiem așa ca să fie două de a patru. Da, și cu domnule Gros, să mergem. O să, da, nu. O să veniți cu un îndemn către moldovenii din diaspora, către simpatizanții PAS și atunci veți cere mai multe donații dacă veți înțelege că nu aveți resurse. Întrebarea este dacă ați vizualizat... Lucrul ăsta facem și acum. Da. Și da, solicităm ajutorul. Întrebarea este dacă aveți o cifră, pentru că această cifră înseamnă, uite, avem. Eu am o viziune. Da. Noi avem atâția oameni, la atâția oameni vrem să ajungem, la atâtea sedii deschise vrem să ajungem. De exemplu, nu avem până acum un sediu bun în Găgăuzea, vrem să avem un sediu și angajați acolo. Pentru că asta ar ajuta simpatizanții PAS să înțeleagă, băi, uite, de atâția bani e nevoie, că dacă nu... PAS nu se va opri. Vor avea salarii de deputați, salarii de angajați la partid, vor avea cheltuieli care le-or face. De exemplu, tipărirea pliantelor, care eu personal o văd o măsură atât din neecologică, cu vopselele este neecologică. Majoritatea din aceste pliante probabil aruncate undeva la gunoi, poluând mediul înconjurător, cât se poate de mult. De ce e mai nevoie de pliante când deja omul pleacă de la poartă la poartă și vorbește prin sate? Nu, îi lași ceva. Omul bine poate să vină la poartă și să spună, da, bună ziua, dar eu stare ocupat, hai că am să citesc. Dar, oricum îi lași ceva omului seara, meditează, citește, că după aia face altceva cu acel material. Dar există vreun instrument de cuantificare a câți oameni citesc aceste ziare? Păi cred că o să cuantificăm pe 12. O să vedem, a avut efect sau nu a avut efect. Dar noi folosim foarte econom, încercăm să folosim cât mai ieftin tiparul, căutăm cele mai ieftine. Vă spun, nu e un lux pentru noi să tipărim ziar, color, folosim cât este mai econom. Este un moment care a tras atenția presiei din declarația dumneavoastră pe venit, casa de 11.000 de euro, care are 120 de metri pătrați. Casă din Chișinău de 11.000 de euro. Chiar și domnul Vecislav Platon v-a propus indirect la un interviu să cumpere această casă cu 20% adaos. Подождите, есть в Кишиневе дом стоимостью 11.000 евро. Можно купить? Вот вы можете купить? Я хочу купить. Я еще добавлю 20%. Voi hătiți, все хотят купить. Nu, acest individ o face pe prost. Pur și simplu, el știe foarte bine că aceasta este valoarea cadastrală pe care toți cei care au apartamente, case, în cazul în care este evaluată de cadastru, tu indici valoarea cadastrală. Dar dumneavoastră, nu vi se pare absurd asta, această evaluare? Noi la fel stăm într-o casă, da, a cărei valoare cadastrală e mai mică decât valoarea sau decât prețul de pe piață a casei. Dar nu e diferența atât de mare. Cât credeți că ar fi, care ar fi prețul casei dumneavoastră dacă ar fi să o vindeți în Chișinău? Eu nu știu, trebuie să mă uit în zonă, că nu mă ocup cu imobiliarele, nu-i domeniul. Pot să vă întreb în ce zonă stați? În Durlești. Durlești, am înțeles, ok. Durlești. Deci 120 de metri pătrați. Durlești și, da, când o să, da, trebuie cadastru să facă o evaluare, să crească valoarea imobililor și noi, și eu, bineînțeles, o să declar la valoarea care este, cum și filozoful care l-ați menționat dumneavoastră.
Sunt sigur că el declară la valoarea cadastrală sau nu declară deloc, pentru că indivizii ăștia de obicei nu declară, scriu proprietăți după alții. Pentru că asta ar rezulta și în plăți mai mari anuale. Astea sunt proprietățile mele cu care eu am venit, le-am obținut până a veni în politică. Da? Dar dumneavoastră puteți să vă duceți individual să cereți o reevaluare? Probabil pot să o fac, da. N-am făcut-o, dar mi-ați dat o idee, am să o fac. Dar cred că după alegeri, acum avem campanie. Dar nu vi se pare corect ca mai ales un om care vine din Partidul Acțiune și Solidaritate să nu aibă asemenea puncte care atrag atenția în declarația pe venit? Bine, toți pot să găsească, ei mi-au arătat și o poză cu o casa mea, au circulat, o casă foarte frumoasă. Da. Noi acum înregistrăm interviul, ați putea să-mi trimiteți o poză cu casa? A, dar nu știu, dacă aveți. Bine, nu sunt acasă acum. Mai târziu. Da, da, okay. Da. Eu invit pe cei care vor să-mi vadă casa să vină să o vadă. Numai vă rog, nu-mi tulburați niște familii. Eu cred că trebuie să mai așteptăm să treacă pandemia și pe urmă, că să adune mai mult lume, eu cred că. Ok, acum pot, acolo se poate de la etaj de văzut, așa. Deci vin cu drona, ăștia care sunt foarte ingenioși, vin cu drona. Și cât pământ aveți în jurul casei? Păi pe lotul în care se află casa e 4 are. 4? 4 are. Am înțeles. Animale domestice? 5 pisici. 5 pisici. Wow, sunteți un om al pisicilor, da? Da. Știți că? Câteodată mai vin și vreau câțiva ariși. Ariși? Eu cred că asta e informație de importanță publică. Eu vreau să mă mai întreb ceva. Ați menționat într-un interviu recent că există o parte de legători, de simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate, care în continuare sunt indeciși și ați vrea să-i convingeți. Da. Asta e normal, să vrei să-i convingi pe proprii tăi oameni, să-i fidelizezi, să-i aduci la alegeri. Dar există partide ale căror simpatizanți ați vrea să-i atrageți până pe 11 iulie să voteze PAS? Ale căror partide... Sau alegătorii căror partide ați vrea să vă voteze? No, haideți așa, sunt indeciși care profilul lor, care s-ar potrivi profilului alegătorului nostru, da? Pornim de la asta. Uh-huh. Care sunt, hai să zic așa, pro-europeni, ne uităm la studii, ne uităm la zona de reședință, venituri, vârste și așa mai departe. Noi la ăștia ne uităm și studiile arată că ei sunt indeciși, dar admit că ar merge la vot în eventualitatea în care ar fi abordați sau ar fi contactați sau ar fi rugați și așa mai departe. Okay. Iată, noi la ăștia ne referim. Da, dar n-ați vrea să votezi. Noi pasul împărțim indecișii ăștia cu alte partide pro-europene, asta e realitatea. Da? Fiecare intră într-o competiție. Credeți că doar pro-europene? Iată, se apropie un om, nu știu, în Taraclie, mergeți și un om vă spune eu. Noi am reușit chiar și, cum am spus, în prezidențiale și alolinghi și tataliști, dacă doriți, să convingem. Deci, iată, dacă reușim să formulăm un mesaj care să ajungă la ei, să rezoneze cu ei, atunci avem șansa să-i convingem să iasă să voteze. Asta e sarcina. Deci, succesul partidii pro-europene rezidă în prezența masivă la vot. Okay. Cât prezența este mai mare, cu atât șansele partidii pro-europene cresc. Cu cât prezența este mai mică, toate scrutinile au arătat, beneficiază stânga. Iată care sunt realitățile și noi de aici ieșim. Și ne croim strategia noastră de campanie. Deci cea mai mare absență e pe partea pro-europenilor, votanților pro-europeni, să înțeleg așa? Sau potențial absență? Cam tradițional așa ieșea, da? Că cei care un pic se gândesc că sunt două tururi, că cumva s-a face fără mine și așa mai departe. Deci noi trebuie să lucrăm cu electoratul nostru. Domnul Gros, iată, mergeți dumneavoastră la Taraclia sau în Ceadăr Lungă și se apropie un tânăr de dumneavoastră, vreau acum să facem un exercițiu de imaginație. Da. Și vă spune, eu am decis, eu votez cu Renato Usatăi, dar vă spune că vă dau un minut să mă convingeți să nu votez cu Renato Usatăi, dar să votez cu Partidul Acțiune și Solidaritate. Iată, eu îți pornesc un minut pe ecran. Dar dumneavoastră trebuie să formulați, eu sper că ați vedeți timerul și de partea dumneavoastră din cameră, o să-l pornesc, dar dumneavoastră trebuie să formulați într-un minut
un mesaj ca să convingeți un alegător care vrea să-l voteze pe Renato Usatăi, barba, scolacame, la fel luptă cu corupția. Nedreptate. Cu nedreptate, exact. Bun, eu vă dau un minut acum, da? Sunteți gata. Haideți. Am pornit. Eu am să-i spun că în cazul nostru poți vedea o echipă, un partid care de la formare din 2016 a fost foarte consecvent. Noi ne-am luptat atunci cu Plahotniuc când toți credeau că nu-i posibil să-l debarcăm Plahotniuc. O trebuie să luăm niște decizii nepopulare, să mergem într-o alianță ca să scăpăm de Plahotniuc. După care am ajuns la alegerile, am guvernat 5 luni de zile. Am guvernat în care am arătat că e posibil de guvernat fără a intimida oameni. Așa am făcut alegeri locale în care nu au fost intimidați candidații, am oprit corupția, contrabanda și așa mai departe. Au venit prezidențialele. La prezidențiale, în condiții inegale, total inegale, fără resurse administrative, fără bani murdari, fără televiziuni. Am dovedit că este posibil și am dovedit că lucrul ăsta... Poftim? A expirat timpul. Eu nu știu dacă l-am convins, dar dacă mă uitam în ochii lui, vedem, rezonează sau nu rezonează. Depinde, eu nu știu dacă sigur dumneavoastră sunteți la curent sau simțiți ideile care le promovează același Renato Usatăi. Eu văd un partid Acțiune și Solidaritate foarte atent și compătat. Chiar dacă în discursul dumneavoastră la lansare ați spus haideți să ne batem, eu nu văd atacuri dure din partea PAS-ului în adresa nimănui. Dacă să-l ascultăm pe Renato Usatăi și nu știu dacă echipa sau cineva din echipa PAS-ului face asta, Renato nu scapă nicio ocazie să spună batanișii din PAS, aiștia cu Гарвард. А почему их тогда не называют? А почему не называют? Вот когда... ну, послушайте, вот я считаю, что 80% ботаников у ПАСа, конкретно. Вы контратакать кумва? Ловите на Ренато, ловите на платформа, да, для экземпла, на чейлац, который могут выявить вотер. Noi am adoptat o linie de comportament încă din campania prezidențială și ea a dat rezultat. Da, am mers cu o agendă pozitivă, asta foarte clar. Asta cu lăsatul obrazului? Da, nu e vorba de lăsatul obrazului, pentru că noi le-am spus tuturor partidelor că dacă voi credeți că faptul că bateți în noi sau noi să vă răspundem, de la asta electoratul nostru să fie mai motivat să iasă la vot, voi vă greșiți. Noi din potrivă, o să-l demotivăm. Dar de ce PAS-ul nu vine cu lovituri? Pentru că dacă PAS-ul ar lovi, noi am ști, ok, aici e rău. Nu. Asta ar demotiva electoratul nostru, centru-dreapta. Noi avem un adversar foarte clar. Este Frăția Bandiților, care acum este cumva... arătată sau prezentată ca imagine de Plahotniuc, Dodon, Șor, Voronin. Noi, ăsta e adversarul nostru. Cu ăsta noi trebuie să luptăm. Ăștia care au încercat să mențină și au pus mâna pe schemele lui Plahotniuc, le mențin, înțeleg că e un pericol pentru ei, au pierdut președinția, nu s-așteptau, acum au scăpat cumva momentul și noi am obținut alegerile parlamentare anticipate, lor nu le vine a crede nici acum cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Uite că s-a întâmplat și înțeleg că se apropie sfârșitul. Da, ori trebuie să plece. Eu prind trenul gândului, dar vreau să mai încercăm experimentul cu un minut de convingere, de data asta în direcția mea. Iată, eu nu știu, dumneavoastră cum credeți? Eu sunt simpatizant al Partidului Acțiune și Solidaritate. Cel mai rău caz, un indecis pe care noi am putea să-l convingem. Hai să încercăm să vedem dacă o să mă convingeți. Dumneavoastră vorbiți de Frăția Penalilor și a Bandiților. Da. Foarte multă lume nu vrea să voteze cu bandiții. E clar, e normal, prin definiție. Că eu mă trezesc dimineață, unul din primele gânduri este eu nu vreau să votez cu bandiții la niciun fel de alegeri. Dar vine Partidul Acțiune și Solidaritate, care la discursul de lansare o laudă pe Maia Sandu, în teritoriu vorbește despre victoria Maia Sandu, în echipă mari vedete vocale nu sunt, este lăsat sau cum lasă să fie atacat și de un Cafcaliuc și de Renato Usatăi, indirect este pomenit prin tot felul de întâlniri și mai sunt mici partiduse spoiler, mici torpedii care atacă și PAS nu ripostează cu nimic. Iată, vă dau un minut să mă convingeți pe mine, moldovean din diasporă, o leacă indecis,
Stați să pornească timerul. Vă spun, Andrei... 3, 2, 1, iată acum. Următorul lucru. Chiar și din punct de vedere a unui... Mă auziți? Da, haideți. Din punct de vedere a unui partid care are o pondere în societate, dar în piața politică, zic așa, a răspunde la contraatacuri la partide mai mici este nerecomandabil. Da? Pentru că le ridici într-un fel mingea la fileu și le dai prea mult atenție. Nu te poți concentra asupra mesajelor tale, pentru că tot timpul ei te atrag în cadranul lor, încercând să te facă să răspunzi la atacurile lor. Dar tu ai agenda ta și spui că eu aici am venit și noi am venit aici pentru a face regulă în țară și lucrul ăsta e posibil. A oprit hoțiile, a majorat pensiile, a creat condiții pentru oamenii noștri să vină acasă, da? Asta noi ne propunem. Și noi am demonstrat lucrul ăsta chiar și în acele 5 luni de zile, chiar și când am fost în echipa Maia Sandu la Ministerul Educației, noi am demonstrat că e posibil lucrul ăsta. S-a terminat timpul, domnul Gros. S-a terminat iar. Cum credeți? M-ați convins? O să ne spuneți pe 12. Viziunea mea personală, subiectivă și a unor oameni care mă urmăresc, mă susțin din patronii mei, e că PAS nu e suficient de vocal și nu dă riposta. Înțeleg logica pe care... Eu înțeleg logica patronilor noastre. Ei probabil vor un pic de... Sânge. De sânge, de show și așa mai departe. Dar nu e stilul nostru. Dați-ne voie noi să fim acei care suntem. Noi putem să, hai zic așa, să ne enervăm, dar în anumite momente, da, când e vorba de aparatul instituției și nu doar, dar în rest venim cu o agendă foarte concretă, pragmatică, spunem foarte clar ce vrem să facem, știm foarte clar cine este adversarul nostru, cum trebuie să facem, să aducem schimbarea în țară. Asta este partea de show și este partea de pragmatism, pentru că lumea, credeți-mă, lumea e sătulă de înțepături, schimb de replici, trebuie cumva să aducem și un profil de politicieni și noi, nu știu, ne reușește nou, nu ne reușește în deplină măsură un pic de profil de politicieni care să seamene mai mult cu oameni de stat, da? Și nu cu showmeni, de-aia și noi partidul. Eu înțeleg că în mintea oamenilor este trebuie să fie neapărat un lider carismatic și okay. Dar mai puțin contează cine sunt în spate. Foarte mult contează că partidul, indiferent, pleacă liderul, mai rămâne liderul, dar în special atunci când pleacă, partidul să funcționeze în continuare. Domnule Grosu, dar recent... Nu funcționează, atunci e totul construit în jurul unei singure persoane. Recent, exemplul Partidului Aur în România a arătat cu investiții puține, dar cu suficiente fake news-uri și cu mesaje populiste, cu Bozdugani, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș. Și acolo tare mult o să țină. N-o să țină tare. Dar au reușit să intre, în forul legislativ. La da, fel în Republica Moldova, Facebook este folosit la greu de torpede, de partide spoilere. Și PAS-ul nu ține pasul acestor partide care sunt atât de active pe Facebook. Noi nu o să venim cu alte minciuni care să încercăm să acoperim minciuna lor. Da. Multe partide sunt populiste. Noi vedem cum exploatează foarte ieftin anumite probleme. Dar nu e stilul nostru. Noi vrem să construim alt tip de partid care nu o să fie bazat pe populisme, pe exploatarea fobiilor. Împotriva vaccinului, împotriva Uniunii Europene, a oamenilor de culoare și așa mai departe. V-ați vaccinat? Este evul mediu. Este evul mediu. Asta e degradare. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Sigur. Cu deja mai am încă una să-mi administrez, trebuie să fac rapelul. În Moldova sau în România? În Moldova. În Moldova, am înțeles. Pe final, domnule Grosu, știu că trebuie să plecați în curând la o dezbatere electorală. Ce muzică ascultați? Ați vorbit recent de stilul partidului, dar care e stilul muzical al domnului Gros? Iată, plecați pe drum la Dorlești, porniți o muzică în mașină sau sunteți acasă la Dorlești, vă gândiți la valoarea cadastrală și porniți un playlist pe Spotify. Știți, eu... Dumneavoastră căutați acum? Nu, eu mă gândesc... Eu ascult muzică lină, dar pot să-l ascult pe Frank Sinatra, pot să-l ascult pe Sting... pe Bono, da, îmi place așa, îmi place și muzică populară, dacă ajung să, nu știu, n-am să dau acum denumirea de post de radio, dar dacă e Botgros sau Advahov și ceva foarte bun, ascult cu plăcere. Vă atinge. Apropo, și muzică clasică îmi place, este un post de radio
de 300 faimă, face parte dintr-un holding de aici de la noi, de 300 faimă, n-am să spun că să nu-i fac reclamă, dar au, s-au un pic s-au îmblânzit așa și au, între noutăți, au blocuri de muzică clasică. Frumos. Da, și eu foarte bun și plăcut. Și încă o întrebare, o curiozitate. Ce vicii aveți? Vicii? Vicii, exact. Oh, clar că toți avem vicii. Uneori vrei să dormi mai mult, altă dată... Apăsați pe snooze când sună alarma. Mai rămâneți 5 minute în pat. Sigur, că, nu, problema e că eu mă trezesc mai devreme decât alarma. Aha. Și mă uit, da, cât mai am? Mai am încă jumătate de oră, așa, afirm încă 10 minute. Și până la urmă deconectez să nu mă enerveze. Ok. Sunt un om, ca toți oamenii, care vreau să stau lângă familia mea, când am ocazia să beau un par de vin cu prietenii. Produs alimentar, național, tradițional. Aha, ok. Deci un viciu ar fi consumarea de produs alimentar național, vinul, sau nu? Nu mai naționale, da, eu prefer fie el de ăsta care îl fac eu acasă, fie care îmi propun colegii, prieteni. Când ultima dată v-ați trezit dimineața cu durere de cap la băutură? Nu, cred că din studenții, da, atunci eu, ca noi toți, mai exageram, dar... Testați limitele. Acum... A? Testați limitele electoratului. Limitele, da. Și deja ne știm. La vârsta care o am eu, deja știu limitele și de ce prefer a două zi să mă simt bine, totuși. Nu... Am înțeles. Domnule Grosu. Problemă suplimentară. Mersi pentru timpul dumneavoastră. Numai bine. Succes mare în campanie. Mersi. Și dumneavoastră la fel. Mersi și foarte mult. Susținătorilor dumneavoastră. Mersi. La revedere. Numai bine. Seară bună. Dragi prieteni, am discutat cu Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc celor care decid să susțină emisiunea Lumina în fiecare lună cu donații pe Patreon sau cu donații singulare pe adresa de PayPal. Numai bine, sănătate și vă rog foarte mult. Hai să facem acest gest de solidaritate, să apărăm la cabinele de vot pe 11 iulie 2021. Ne costă foarte puțin, dar s-ar putea să ne trezim cu rezultate frumoase. Mai frumoase decât la Eurovisionul din acest an. La revedere!